l-ai lăudat pe soțul tău de la începutul emisiunii. Cum s-a întâmplat această fericire în viața ta? Cum a început povestea voastră de dragoste? E, în momentul ăsta vreau toate domnișoarele, nu doamnele, că doamnele clar sunt realizate, domnișoarele, da, care așteaptă de ani de zile prințul pe cal alb, așteaptă ăla cel mai frumos, mai talentat, mai deștept, mai cu familie, mai cu stare, mai cu tot, mai cu tot, să caște bine ochii și urechile și să mă asculte. Gata. Începe prima lecție, băgați o muzică de fundal de... Acum, toată lumea este atentă la tine. Sunt o lecție vie, că așa ceva nu există, că în viață, dacă stăm și așteptăm și visăm în astre cu ochii deschiși, o să treacă viața lângă noi și o să ajungem niște babe bătrâne singure, niște acrituri, fără familie, fără copii, nefericite, și exact așa o să intrăm în pământ. De ce zic că sunt exemplu viu? Pentru că l-am cunoscut pe soțul meu, povestea este mega cunoscută, doar o să punctez că l-am cunoscut într-o seară, într-un club, eram cu fetele să ascultăm muzică pe care o cânta prietenul meu. Eram cu soția lui și cu câteva prietene și colege. Asta este, eram majoră și vaccinată, cocktailurile erau gratis, am băut cu nemiluita, aveam ceață în ochi. Am aflat ulterior că și soțul meu avea ceață în ochi, cred că și el se simțea bine. V-a ajutat ceața? Ne-am intersectat cu acea ceață în ochi. Spre rușinea mea, eram singură, adică pe bune, acum eram singură, m-am sărutat toată noaptea cu el. Dimineața muream de rușine și speram că nu i-am dat numărul meu de telefon, ba da, l-am dat, i-am și spus că sunt actriță. Ziceam, Doamne, sper că nu mă sună, sper că nu i-am zis, ba da, m-a sunat. Din a doua zi, o săptămână, zi de zi, am stat ore în șir să vorbim noaptea, pentru că eram și vecini, culmea astrelor, alinierilor. Fix peste o săptămână mi-a zis, ce faci luni dimineața, sunt liberă, ne căsătorim. Da, exact atât de repede. Cum ți-am spus eu acum, așa s-a întâmplat. Ce faci luni dimineața, sunt liberă, ne căsătorim, da. Și asta am și făcut, fix după o săptămână în care eu nici măcar nu știam cum e numele de familie, că doar n-a zis, bună, mă numesc Vyacheslav Damian. Nu, cum te cheamă, Slavic, pe mine Tania, la revedere. Ne-am căsătorit, am și rămas însărcinată, ne-am căsătorit, n-am zis la nimeni, a fost în secret, ne vizitam. Nu stăteați împreună? Păi da, nu, că nu știa nimeni că suntem căsătoriți. Am făcut-o în secret, nici nu știu de ce. Poate pentru că era după o săptămână, habar n-am. Și ca o fiică, așa, n-am venit cu unul acasă la mine, da? Pentru că nu știa nimeni că suntem căsătoriți. Ai venit direct cu soțul? Da, am venit cu soțul când deja am rămas însărcinată după vizitele mele la el acasă. Evident că a fost o dragoste de aia la... Clar, o pasiune inexplicabilă la prima vedere, o chimie, probabil. Probabil. Început... Deci există dragoste la prima vedere? Categoric. La prima vedere în ceață. Ce vreau să spun? Că eu, din momentul ăla până în prezent, îl descoper și n-am stat, știi? Stai mai întâi să văd, dar ce fel de om e după aia? Să-i cunosc familia, după aia să-i văd arborele genealogic și după aia să-l iau de soț. Da. Nu, uite, m-am căsătorit riscând. Și anul ăsta se fac 15 ani de căsnicie fericită alături de acest bărbat pe care nici nu-l cunoșteam când l-am căsătorit. Când m-am căsătorit cu el, avem un copil minunat împreună. Toți bârfitorii nu mi-au dat niciun an de zile alături de el. Că diferența de vârstă, că nu știu ce, că nu știu cum, că e o diferență mare între noi. În ciuda tuturor acestor lucruri, iată că se poate. Și eu sfatul meu este următorul. Viața este extrem de scurtă și merită să încercăm și dacă greșim, să o luăm de la capăt. E mult mai tare decât să las că aștept prințul. O să mor și prințul tot nu o să vină. Mai bine greșește odată, greșește de două ori, nu e niciun capăt de țară, sunt experiențe, dar simți că trăiești. Decât să stai în casă și să
visezi. Aoleu! Vai, trebuia... Asta era o lecție pe care trebuia să o fac la cabinetul meu pe care o să-l deschid pentru femei triste și nefericite.